am știut ce înseamnă comunism, ce înseamnă rușii ăștia, ce înseamnă anchetele. Eu închisoare am făcut pentru luptă împotriva comunismului. Chenuri, bătăi, schinjuieri. Nu știu cum aș putea să le descriu ca să poată fi înțelese. Să fii trântit pe jos, să fii ridicat de părul tău, să fii călcat în picioare cu cizmele, să te lovească peste față. De ce n-ai murit? Uite că nu mori. Actul de acuzare, activitate împotriva ordinii socialiste, sentința pe care am primit-o a fost de 10 ani temniță grea. Am fost prin următoarele închisori, Dej, Gherla, Aiud, Periprava, Drâmba, Vadhoe, Stoienești. Cine a trecut pe acolo și nu a murit, nu știu cine i-a putut să-i salveze, cel de sus, destinul lor. Comunismul este o teorie valabilă pentru alte planete, poate, nici într-un caz la noi. Oamenii au fost omorâți, bajocoriți și torturați. Mă numesc Toma Filaret. M-am născut în toamna anului 1925, la 28 noiembrie, într-o sâmbătă, la ora 4 dimineața, în comuna Stulpicani. Ninsese, era peste tot o mantie albă, așa ca în poveste. Era sfârșit de săptămână și eu deschiseasem ochii pentru lumea asta. Oamenii din satul nostru erau oameni foarte liniștiți. Nu am văzut oameni care să se certe. Nimeni nu-i tulbura. Peste tot erau vite. Peste tot oameni mergea la făcut fânul, la făcut, a dus lemne din păduri. S-ajuta unul cu altul. Tatăl meu a fost în armata austriacă. Curajos. A fost decorat pentru rezultate în multe împrejurări de pe frontul din primul război mondial. Era foarte harnic, întreprinzător, discusit, avea pământ vite, doi cai totdeauna au avut căruță, o căutat să fie la înălțime. Mama mea, o femeie din legendă, frumoasă, blondă, cu ochi negri, muncitoare. Făcea parte dintr-o familie cu 13 copii. Femeie vrednică, foarte harnică, deșteaptă, credincioasă, perseverentă, dornică de muncă.
se făcea 8 clase. Între 40 de câți elevi erau, eram printre primii din clasă și încă de atunci ne făceam socoteala. Din micuțul ăsta care eram atunci, am ajuns în clasa 8-a. În clasa 8-a deja eram cineva. Dorințele mele era de a fi profesor și după aceea s-au născut în gând să fiu profesor universitar. Și tot din dorință în dorință. Când Andonescu a ordonat ostași, vă ordon, treceți prutul, eu eram undeva în fundul poienii cu vitele. Am înțeles că a pornit războiul. Durerea cea mai mare în timpul războiului erau că tinere și oamenii în putere din sate trebuiau să meargă pe front, sub arme. Și s-auzea mereu că a murit unul, că a murit altul. Fratele meu era în armată la Piatra Neamț, la unitate de vători de munte, și deja era plecat acolo unde Antonescu a ordonat treceți prutul. Durerea mea era acolo. Eu aveam atunci 15-16 ani, fratele meu era cu 5 ani mai mare, avea 20 și ceva de ani. Anul 1946 m-a găsit la Stulpicani, satul meu natal, în funcția de învățător. La data respectivă, eu eram președintele Tineretului Național Țărănesc de pe Valea Suhei. Împreună cu alți flăcăi din sat și cu oameni mai în vârstă, am dus o activitate foarte puternică pentru susținerea ideii naționale. Noi mergeam pe jos și cu căruța din sat în sat ca să deșteptăm oamenii. În 1946, toamna, au fost alegerile democrate care au hotărât soarta țării noastre pentru următorii ani. S-au regăsit pe scena politică două semne electorale. Ochiu, care era semnul Partidului Țărănesc, Liberal și care mai fi, și Soarele, care era semnul comuniștilor, ca să zic așa. Dimineața zilei de 19 noiembrie 1946. Bărbații și femeile din absolut toate clasele sociale sunt chemați să-și pună cuvântul. Alegerile s-au desfășurat într-o atmosferă de mare tensiune politică. Masele largi conduse de partid erau hotărâte să sfărâme definitiv reacțiunea. Succesul comuniștilor la lege din 1946 au constat în faptul că președinții de comisii
de secția de votare, au fost puși de Partidul Comunist, au inversat rezultatele și și-au asumat răspunderea. Acei șefi care au fost puși de partid fusese în prealabil avansați în posturi de conducere. Cu fiecare ceas al acelei zile era tot mai evidentă victoria forțelor democrației. Și iată unul din momentele deschiderii urnelor. În comisii, mari emoții liberale, otrăvite așteptări maniste. Scuzați, e rândul soarelui. Votarea care a fost pe 19 noiembrie a fost în așa fel încât, cu toate că toată valea ce au votat așa cu Partidul Țărănesc și cum era platforma noastră, rezultatul s-a comunicat invers. Partidul Comunist a câștigat alegerile și ceilalți au pierdut totul. Ei, și de aici a început boala pentru mai departe. Cei care am susținut și am luptat împotriva comunismului au fost luați în evidență toți. După alegeri, începând din ianuarie, au început perchezițiile. S-au făcut un proces verbal că alegerile au fost îngherite, că au fost oameni din opoziție care au tras cu armele, au tăiat firele telefonilor, au făcut tot ce. Și atunci au început toți ăștia care au fost 1, 2, 10, 20, 30, care ne-am ocupat cu putere și să pregătim alegeri, am fost luat la ochi, printre care și eu. Când am văzut rezultatul alegerilor, ne-am hotărât să începem într-un fel lupta împotriva invadatorului. Pe toate străzile și pe toate ulițele venea ăștia, armata rusească era peste tot. Atunci am pus bazele organizației ăștia care se chema Foc Mocnit, aici au pornit la Stulpican, cu elevii care erau acolo, elevi care erau așa absolvenți din Mănăstirea Humorului. Am pus bazele unei formațiuni ultra-secrete. În 1947 au început să fie arestați directorul școlii din Stulpican Ionciu, directorul școlii de la Negrăleasa, Andrușteac și eu. Îmi așteptam așa rândul, pentru că alături de ăștia noi am dus, ca să zic așa, lupta de, pentru alegeri. Și eu trebuia să am aceeași soartă. Și atunci am început să mă păzesc. Arestările la data respectivă trebuie știut că se făcea numai noaptea. Și nopțile eu le-am petrecut toată vara anului 47 cu arma lângă mine în pădure. Din pădure, ziua am venit să închei anul școlar cu copiii. Aveam clasa întâia. Ziua mergeam la școală și noapte trebuia să mă duc în pădure. Mi-am făcut socoteală că trebuie să plec de sat și atunci am hotărât să plec la București. Am lăsat vorbă că plec la Cluj
și am plecat la București și am dat examen de admitere la Academia Comercială, cum era atunci. Dar după ce am plecat la București, între mii de studenți, a fost o activitate foarte susținută, o îndrăzneală aproape nebunească. Dar pentru noi nu conta pericolul. În elanul ăsta al tinereții și al situației în care se afla țara și al împrejurărilor, am mers înainte. Nimeni n-a știut ce o să fie peste un ceas, dar acum, că suntem vii, activăm. Acțiunea era să pregătim oamenii peste tot locul la data respectivă. Se duceau acțiuni de formare unităților de securitate, unităților de jandarmi. Vedeam pericolul în care ne aflăm. Continuam să pregătim oamenii, să nu cadă pradă ideologiei ăștia. După terminarea facultății, în 1950, am fost repartizat în Ministerul Industriei Alimentare. Aici am început să ne întâlnim, să vedem ce de făcut și de recrutat noi membri. Când noi visam că o să fie un conflict, la data conflictului să fim noi de ajutorul salvării țării. Am fost arestat la data de 1 aprilie 1952. Eram în București, pe strada Mitropolitul Filaret, numărul 52. Pe la 1-2 noaptea am fost luat pentru, cum se obișnuia pe atunci, pentru ca să dai o declarație nu știu unde, și dus am fost. La securitatea din Rahova. Anchetele au fost foarte dure. Numai în anchetă, în cheduri, în bătăi și în schinjuiri. Să fii trântit pe jos, să fii călcat în picioare de adevăratele, cu cizmele, tu să fii acolo ca și când îți rup oasele. Să te lovească peste față, să te ducă la un ciușmea cu sângele pe tine și să dea să te stropească cu apă. Să întind mâinile pe, astea, pe birou și să se zbată cu, nu știu ce, ca un fier, nu știu ce, acolo, ca să sară în sus sângele. La securitate mi-au spus, dacă tu nu mori acum cât ești aici, noi te vom urmări toată viața. Și toată viața m-a urmărit. Thank you.
Procesul nostru a fost judecat la Tribunalul Militar București. Completul de judecată era format din renumiți judecători și procurori care aplicau dintre cele mai severe pedepse celor pe care aveau de judecat acolo. Capitele noastre de acuzare de activitate împotriva ordinii socialiste, că am făcut exerciții de luptă în pădurea Băneasa. Noi eram la lucru, noi eram la... De acum eram... Terminasem institutul și eram la treabă. În final au căzut, probabil, au căzut. S-au avut în vedere că sunt niște exagerări ale organelor de anchetă. În perioada când am fost noi judecați, consider că justiția îndeplinea concluziile securității. Nici mai mult, nici mai puțin. Ceea ce spunea securitatea, aceea făcea justiția. Însă justiția se temea de securitate. Sentința pe care am primit-o a fost de 10 ani temniță grea, muncă silnică și interdicția drepturilor. Ceilalți au primit 7 ani, cât o fi fost după vina fiecare, cum o fi considerat securitatea la data respectivă. Și la coloniile de muncă și în închisori erau și tineri, și în vârstă, și țărani, și muncitori, și profesori, și doctori, și preoți. La Periprava s-au lucrat numai pe timp de iarnă. Pădurea de stuf se întindea și pe cât mergea mai încolo, pe atât transportarea snopilor la malul Dunării era greu. Eram ud la picioare, snopii erau grei. Snopii, dacă erau mai mici, începea tortura, de ce nu faci snopii mari. S-au venit acolo niște instructori, niște lipoveni. Și s-au spus, munca este foarte ușoară. Norma este de 5 snopi. Adusul este foarte ușor. Mâncarea voastră este foarte bună. Îmbrăcămintea la fel. Deci dați drumul la lucru. Puteai să fii ud, puteai să mori. Acolo erai până de seară. Vântul acolo era năpraznic. Cine a trecut pe acolo și nu a murit, nu știu cine i-a putut să-i salveze, cel de sus, destinul lor. Toamna plecam acolo la stuf, cu același vas ne întorceam pentru munci de vară, la prășit, strâns porumb, la cărat saci, la încărcat saci de pe camioane, pe vapor, când mergea mai departe, se ducea. Și astea erau muncile de la agricultură.
atât gardienii, cât și ofițerii au fost de o cruzime ieșite din comun. Mâncarea era de exterminare, se făcea percheziții care erau atât de dramatice. Și asistența medicală pe unde am trecut era inexistentă. Ești bolnav, mori. În închisori de anchetă, în Jilava, la colonii de muncă, niciodată nu a fost posibilitatea de a comunica cu familia. Că la Pitești a fost o altă problemă extraordinară cu torționari. Eu n-am trecut pe la Pitești, dar am stat și am dormit alături de Țurcanu. Într-o celulă din închisoarea Jilava. L-am cunoscut pe Eugen Țurcanu. S-a recomandat în cameră ca Țuruianu. Era un bărbat de talie înaltă. Un om viguros, plin de viață. Și am stat lângă dânsul, am dormit nas în nas. A evitat orice inițiere de convorbire. La o bucată de noapte mă trezește de acolo și mă duce sus. Între vreo 7-8 ofițeri de jur împrejur, m-a făcut un cerc în jurul meu. Eu stăteam pe un scaunel. A început să lovească din toate părțile. Mă ridică de pe scaun, de o parte cu piciorul scaunul și începe să mă bate, până când n-am mai știut nimica. M-am trezit într-o cameră jos. Povestea se întâmplă pe la ora 2 noaptea. Mi s-a umflat fața și dinții nu mai fost. Eu nu mă puteam mișca nimica. Atunci am spus că am intrat în grevă. În grevă am stat 9 zile și după a 10-a sau 11-a zi m-a dus la spitalul închisoare Văcărești. Psihologia torționarului e greu de descris. În primul rând, convingerea lui că trebuie să te omoare, că trebuie să asculte ordinele partidului, că ăla e de mâncare și pe ăla trebuie să-l asculte. Ei torturau fără milă, scurt. Torturile de la securitate, care au fost, în ce mă privește, cele mai crâncene, au fost pentru ca să le reușească ancheta lor și să scoată cât mai mulți vinovați. Torturile care au fost la închisoare au fost pentru distrugere, atât morală cât și fizică.
să nu mai iasă nimeni de acolo. Și asta au și reușit. La periprava, când înaintam acolo dinspre pădurea asta de tăiat stuf, și-aud o voce, de unde ești, mă? Din Stulpicani. De unde? Din Părăușandrului. Ce credeți? Micuțul ăsta care l-a învățat eu la școală, la Stulpicani, în clasa întâia, acum era un soldat viguros și mare. Acest soldat a venit în concediu acasă, întâlnindu-se cu tatăl meu, a dat o veste că eu trăiesc. M-am eliberat de la colonia de muncă Periprava. După ce am executat 10 ani de închisoare Temniță Grea, din 1952 până în 1962, am fost prin următoarele închisori de la Jilava, Dej, Gherla, Aiud, Periprava, Drâmba, Stoienești, Vadhoie. Un ofițer mi-a înmânat biletul de eliberare și m-a avertizat să nu spun nimic pe unde am trecut, că securitatea o să mă urmărească toată viața. Dacă eu voi mai îndrăzni să fac ceva, ei o să mă aibă în evidență. Securitatea m-a urmărit tot timpul. Nimeni nu știa că eu sunt urmărit. Când am lucrat la șantierul ăsta din Negăleasa, acolo vreo 2-3 ani de zile, îmi spune un învățător de acolo că la dânsul a stat un ofițer de securitate tot timpul ca să urmărească situația mea de pe șantier. Abia atunci am aflat că eu vineam sâmbătă acasă, el mergea și controla situația la birou, discuia acolo, făcea ce am lucrez eu. Prin 87 m-a chemat la securitate aici să merg numai decât. Probabil că se colaborez cu dânsul, că asta era acestea. Și mi-au propus, adică m-au întrebat, și cum întreba pe fiecare, ce spun oamenii despre partid. Și și-a spus, domnule, uite, după atâta timp, dumneavoastră aveți oamenii dumneavoastră și mă chemați pe mine să vă spun ce vorbește lumea și ce face. Altfel, nu m-am mai stingerit. M-a urmărit, a fost urmărit din umbră. Allo! 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 Să fie judecat! 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 Tineretul a fost acela care a avut rolul principal n-a dărâmat sistemul. Iau-te! 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 Iau-te!
Știam încă din închisoare că odată trebuie să se termine cu toată anvergura asta comunistă, dar nu știam când. Iliescu a preluat conducerea și a dus la putere ofițerii generali care au făcut școală la Moscova, a adus prim-ministru Petru Roman, asta la îndemnul lui Brucan, revoluția a fost confiscată. În scenările cele cu teroriști, nu a fost niciun terorist, nu a fost nicio apă tulburi, fântâni otrăvite, toate au fost în scenări. Sunt și eu stăpânit de emoție ca toți cei care au vorbit înaintea mea și ca toți cetățenii acestei țări care trăiesc momente excepționale. Trebuie neapărat să ne organizăm într-un comitet de salvare națională, să elaborăm un program de acțiune. Am învins! Nu s-a judecat niciun torționar. Niciun deținut politic n-a avut cuvântul de spus în ceea ce privește treburile interne. De urmașii comuniștilor noi suntem disprețuiți, pentru că comuniștii și urmașii lor au preluat conducerea în continuare. Coposul era să fie sfârșiat de mulțimea condusă de Petru Roman și de Iliescu și de Brucan, acolo în București. Tinerii din țara noastră ar trebui, în primul rând, să învețe istoria. Ar trebui să știe ce înseamnă comunismul, ce înseamnă ateismul. Comunismul este o teorie valabilă pentru alte planete, poate, nici într-un caz la noi. Oamenii au fost omorâți, batjocoriți și torturați, să le se ia totul și să n-aibă niciun drept. De ce atâta teroare? De ce atâta tragedie? Nu era cazul.